Tare îmi place să citim împreună din Biblie. Sunt texte pe care le știm aproape pe din afară. Nu întotdeauna le știm și pe dinăuntru. Luca, capitolul 1. Luca, capitolul 1. Și o să citim împreună de la versetul 26 până la 38. Textul, unul din textele foarte, foarte, foarte cunoscute și foarte citite în ultima lună a fiecărui an. Ne ridicăm în picioare și citim Luca, capitolul 1, de la versetul 26 până la 38. Dacă aveți Biblie sau dacă vreți să ne uităm pe ecran, haideți să-l citim ca o evanghelie pentru noi toți, fiecare, să-l citim cu voce tare. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Luați loc, dragii mei. Certitudini și speranțe în luna decembrie. Aceasta este tema foarte generală, care suportă tot felul de subteme. În fiecare an repetăm aceste texte, în fiecare an ne ocupăm de aceste personaje, în fiecare an repetăm aceste evenimente, în fiecare an ne regândim la aceste cuvinte, căutăm să le pătrundem, unele sunt ușoare, altele sunt foarte grele. Luna aceasta este o lună foarte bogată pentru noi. Faptul că s-a suprapus cu evenimentele spectaculoase din Israel dau acestui praznic o altă culoare. Noi când venim la San Francisco, spunem într-un fel că venim la San Francisco. Noi la San Francisco venim la dumneavoastră. Și când vin la biserica de aici, vin la Ovidiu și vin la prietenii pe care i-am în biserica aceasta. Așa știm și așa este inima noastră. S-ar putea să fie câteva milioane de oameni în jur, dar noi pe aceștia îi cunoaștem, aceștia sunt importanți pentru noi. Și așa a fost și acum 2000 de ani. Dumnezeu vă cunoaște în San Francisco, pe dumneavoastră.
Există milioane de oameni, dar sunteți în atenția lui Dumnezeu, sunteți în planul lui Dumnezeu, sunteți în dragostea lui Dumnezeu, sunteți în grija lui Dumnezeu. Să nu vă credeți niciodată uitați sau neglijați sau o picătură de apă într-un mare ocean. Dumnezeu știa cine era al lui în generația de acum 2000 de ani. Noi toți ne-am făcut o părere foarte proastă despre preoția din Israel. Aveau să-l răstignească pe Iisus Hristos. Istoricii ne spun că preoția era de vânzare și de cumpărare. Nu mai era rânduia la străvechi. Așa se face că erau cam doi. Unul își făcuse suma și acum era altul și era când Ana, când Caiafa. O preoție coruptă, care patronau un sistem religios inițiat bine de Dumnezeu, dar și el corupt, ruginit, decăzut. Când se va ridica în lucrarea lui mesianică, Fiul lui Dumnezeu va răsturna masele, mesele schimbătorilor de bani, va da drumul la porumbei și va striga tare de tot, punând mâna pe bici. Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Se poate găsi ceva bun la Ierusalim? Se poate găsi ceva bun în preoția de acolo? Da sau nu? A fost un om care era preot, se numea Zaharia și soția lui, Dumnezeu îi avea acolo. Dumnezeu îi avea acolo. Dumnezeu avea un plan cu ei. Erau neimportanți pentru alții. Dar din miile de preoți care erau atunci în viață, pentru că erau pe cete, erau foarte mulți, a fi preot era o chestie cu multe avantaje în Ierusalim și erau foarte mulți. A tras la sorț să iasă omul acesta. Acum sorțul se aruncă în poala hainei, dar cine îl hotărăște? Dumnezeu îl hotărăște și a ieșit sorțul pe Zaharia să intre în casa Domnului și să tămâieze. Mulțimea stătea afară pentru că el mergea cu păcatele poporului înăuntru, punea tămâia rugăciunilor pe altar și ieșea afară cu mesajul: Dumnezeu a primit jertfa noastră. Și Zaharia nu mai ieșea. Zaharia este un om scump înaintea lui Dumnezeu. Un om cu care Dumnezeu așteaptă să facă lucrări extraordinare. Nici el nu-și mai dădea seama ce important e înaintea lui Dumnezeu. Cum să te crezi important înaintea lui Dumnezeu? Te crezi mai devreme sau mai repede uitat de Dumnezeu. L-ai rugat toată viața un singur lucru și nu ți l-a dat. Te-ai rugat împreună cu Doamna ta să-ți dea un fiu. Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu m-a trecut cu vedere. Dar Dumnezeu avea un plan extraordinar cu el. Nu te considera pierdut în San Francisco, nu te considera pierdut în America. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le are pentru tine și numai pentru tine. Și au făcut partea lor. Erau amândoi neprihăniți. Nu au fost dezamăgiți de lipsa de atenție din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu face ce vrea El, înțeleg eu sau nu înțeleg eu, El e Dumnezeu. Eu am datoria mea să fiu un om sfânt și să trăiesc plăcut înaintea lui, a zis Zaharia, și aștept ca să aud de la noi toți că spunem și noi vrem așa, Doamne. Și Dumnezeu vine și dă buzna cu planul lui. Și Zaharia, care se considera iertat, uitat, trecut cu vederea, primește vizita unui făpturi îngerești care îi spune: nu te teme. Tu și cu Doamna ta veți naște un copil care va fi mare de tot. Mare de tot. În Nazaret era o fecioară. Avea și ea planurile ei. Era logodită cu un bărbat, da? Fiecare an ne gândim la ea. Și prima certitudine pe care vreau să vă dau ca mesaj din partea mea în vizita aceasta este: nu te considera niciodată lipsit de importanță înaintea lui Dumnezeu. Never.
Never. Never. Fetița aceasta avea planuri pentru viața de acum. 10, 20, 30 de ani. Un băiat, un bărbat, câțiva copii, o viață ușoară, sperăm, fără boală. În bruma noastră de lucruri materiale, sub stăpânirea romană, avea planurile ei frumoase. Dar Dumnezeu spune, eu am planuri nu pentru o generație cu tineri, am planuri pentru cât? Toată lumea îți va spune, wow! Wow! Noi avem reținerile noastre în ceea ce privește pe Maria, din cauza faptului că a ieșit dintr-un mediu ortodox care a făcut din Maria ceea ce nu trebuia să facă. Probabil este parte din profeția care a fost dată ei. Chiar inima ta va fi străpunsă de o sabie. Și nu este numai răstignirea. Sunt acești 2000 de ani în care Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică a făcut din fecioara aceasta, din femeia aceasta, ceea ce n-a fost niciodată. N-a fost niciodată. Uitați-vă, după înălțarea Domnului Iisus la cer, Maria este în grupul ucenicilor de la Ierusalim. Stau acolo câte zile în rugăciune, da? Și așteaptă pogorârea Duhului lui Dumnezeu. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să-i călăuzească, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să le dea direcția misiunii. Lunul i-a dat să vorbească limba indiană, puf, l-a trimis în India. Lunul i-a dat să vorbească limba cutare, puf, odată cu darul Duhului, cu limba străină, a primit și viza și pașaportul să se ducă acolo. Maria era acolo! Au stat și au discutat. Trebuie ca în locul lui Iuda să alegem pe un altul să ia locul. Și fuseseră doi care au fost de la început cu ucenicii. Nu unul, ci doi. Dumneavoastră ce ați fi spus? Păi luăm pe amândoi, mai mulți, mai bine. Nu, trebuie 12. De ce numai 12? Pentru că sunt doar 12 seminții ale lui Israel. Și e un plan mare cu oamenii aceștia. Nu pentru acum. Păi lasă să fie 14, 15, 19. Nu. Pentru că aceasta, Apocalipsa, sunt două cetăți acolo, temelii, numele lor, vor sta pe scaune de domnie. Se roagă și spune Domnului pe care să-l alegem. Și l-au ales pe... Acum eu vă întreb, Maria era acolo? De ce n-au întrebat-o pe Maria? Și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică au făcut din Maria ceea ce nu se cade să fie făcut. Asta însă nu micșorează cu nimic valoarea acestei femei. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Am planuri cu tine nu pentru viață, pentru câțiva ani, pentru un soț, pentru câțiva copii. Am planuri eterne cu tine. Ea nu înțelege mare lucru. Zice doar, iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Dumnezeu are planuri precise cu fiecare dintre copiii lui. Nici unul dintre noi nu suntem trecuți cu vederea. Dacă am vedea cartea care a fost scrisă de Dumnezeu înainte de nașterea noastră, pentru că fiecare are o carte scrisă de Dumnezeu înainte de naștere, Psalmul 139, ne-am dat seama că faptele bune au fost pregătite mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Nu te cred de nebăgat de seamă, neimportant, rătăcit, trecut cu vedere. Nu știu cine ești, nu știu în ce te zbați, care este situația cu ochii care o vezi tu. Învață să te privești cu ochii cu care te vede Dumnezeu. Și aș vrea să închei punctul acesta, primul din certitudinele noastre, că suntem fiecare în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu se uită peste toată fața pământului să vadă care sunt cei care au inima întreagă a lui și pe aceea îi folosește la lucrările lui. A doua certitudine pe care avem, și avem vreo 4-5, eu nici nu știu că predica asta era pregătită pentru la noi acolo, este că Dumnezeu încă trimite îngerii pe pământ. Credeți în îngeri? 400 de ani de tăcere, de la Maleahi până la Matei. Și dintr-o dată, invazie de îngeri. Gavril fiind încă de pe profetul Daniel, marele Gavril, omul
Dar vine la noaptea nașterii un cor, nu? De îngeri. Cu Iosif îi se arată în vis, urmă iar stă de vorbă cu el și dintr-o dată vedem că Dumnezeu n-a părăsit pământul acesta, ci îngerii lui coboară printre oameni cu mesaje și cu lucrări deosebite. 400 de ani li s-a părut că nu este așa și dintr-o dată au apărut. 2000 de ani au trecut de atunci până astăzi. Eram la Bacău și eu foseseră niște frați într-o duminică înainte și nu i-a luat nimeni la masă. Eu am gazdă, nu bat niciun apropo. Și m-am supărat așa un pic și am spus, măi, cum au fost oamenii ăia și nu i-a luat nimeni la masă. Și le-am citit versetul care spune, fiți primitori de oaspeți unii cu alții, fără cârtire, căci unii fără să știți ați găzduit pe îngeri. Și replica lor, că eram și acolo, nu eram fratele Daniel, eram tot Daniel, bă, Daniele, îi știm noi pe aia de duminica trecută, pe aia n-au fost precis îngeri. Nu mai credem în îngeri. 2000 de ani noi nu mai credem în îngeri. Ei au avut 400 de ani de tăcere. Noi suntem foarte sceptici în ceea ce privește îngerii. Și îngerii lui Dumnezeu sunt între noi, sunt aici. Dacă avea ochi să-i vezi și dacă Dumnezeu ți-ar lua ceața de pe ochi. De câte ori ai avut îngerii lui Dumnezeu în viața ta? Săptămâna aceasta am ascultat niște oameni de știință care vorbeau despre realitate și știință. A ajuns știința la un capăt, mai avem ceva de deosebit, de descoperit sau tot ce trebuia să fie descoperit, s-a descoperit. Și nu se mai poate, nicio noutate. Asta a fost prima dată pe secolul XVIII. Au zis că au descoperit totul și de atunci s-au descoperit câte ceva, nu? Și femeia asta, un doctor în știință, a zis că s-a ajuns cam la limită, nu putem să... S-a venit unul și a zis, doamnă, și-a folosit niște ecuații a unor oameni de ăștia care fac cosmologie și a spus, materia care există în univers, ca să existe în echilibru, să poată să stea așa, îi trebuie încă 95% dintr-un întreg. Deci noi vedem cam 5% din ceea ce există în universul acesta. O numesc, pentru că nu se vede și nu reacționează la lumină, o numesc materie neagră. Neagră. 95% din realitatea aceasta materială, între ghilimele, noi nu o vedem. Vedem culorile, lumina când se sparge este de la R-O-G-V-A-I-V, de la roșu până la ultraviolet, nu? Dar vibrații care sunt mai joase decât ultraroșu sau mai sus decât violet. Există animale care au ochiul lor, văd mult mai multe culori decât vedem noi. Există animale care aud mult mai multe frecvențe decât auzim noi. Câinele merge în sus, mult mai sus. Există niște fluieri pe care poți să le folosești, nu deranjezi pe nimeni, dar câinele pleacă de nu se vede, că nu suportă. Am în buzunarul meu aici un aparat care se numește telefon mobil și el funcționează primind informații fără fir. Prin ce le primește? Dar eu de ce nu le văd? Precis sunt? Universul acesta este mult mai complex decât putem noi să-l vedem cu ochii sau să-l auzim cu privirea. Îngerii au venit, au plecat. Au venit, au plecat. De unde au venit? S-ar putea să fie aici cu noi. S-ar putea să fie la tine acasă. Când fratele Sava a murit, eram la spital și a trimis-o pe asistentă să aducă corul de copii, că e un cor de copii care cântă. S-a dus femeia aia până la etaj, a venit înapoi și a zis, nu e niciun... Cum, domnule, că eu ai avut? Când a murit fratele rus, Teodor, 93 de ani, era lemn. Greu, trebuia să uite la buzele tale ca să înțelegi ce zice. Și dintr-o dată a început să audă. Și îi spunea lui doamna lui, la fel de bătrână ca și dânsa. Tu n-auzi ce vorbește omul ăsta așa de frumos, predica asta. Tu n-auzi
El zice, n-aud. Dar pe ăștia care cântă, i-auzi? N-aud, măi, Teodore. Dar eu sunt surd, nu tu! Domnul Iisus a plecat, a venit, îngerii au plecat, au venit. Cor de oaspeți cerească, a venit, au coborât frecvențele pentru urechile noastre și am auzit mesajul care a rămas apoi consemnat, slavă lui Dumnezeu în locurile prin înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. L-am auzit, nu ni l-a tălmăcit nimeni, ci de 2000 de ani ne gândim la el. E o minciună? S-a realizat? S-au înșelat îngerii? A fost un optimism nefondat care nu s-a împlinit în istorie? Au venit, au cântat, au plecat. Nu au explicat nimic. Nenea Richard, într-una din vizitele pe care le-am făcut fratelui Vumbra de acolo în Palos Verde, mi-a zis, unul din primele lucruri pe care vreau să le fac când o să ajung dincolo, e să-L rog pe Domnul Iisus să-mi aducă care a fost îngerul meu păzitor. Și eu am glumit, am scos ceva teologic așa copilărește și am zis, de ce vreți să mustrați, să-i spun, măi, n-ai păzit bine de mine, măi, uite, uite unde am ajuns pe pământ, mă. Uite, nu m-ai păzit cum ar trebui. Și Nenerica a zis, nu, Daniel, nu. Vreau să-mi cer iertare de la îngerul meu. Și să-i spun, multă bătaie de cap ți-am dat, măi. Multă bătaie de cap ți-am dat. Mulțumesc că nu m-ai părăsit niciodată. Dar eu știu ce pacoste de om am fost, ce panoramă de om am fost. Și cât a trebuit să alergi după mine și să dregi lucrurile pe care le-am stricat eu. Vreau să-mi cer iertare de la îngerul meu. Și voi ne-a zis în biserică, faceți bine și din când în când mulțumiți Domnului pentru îngerii din viața voastră? Nu-i vedeți cu ochii de carne, dar viața voastră este încredințată de Dumnezeu în grija unor îngeri pe care nici nu-i bănuiți. Nici nu-i bănuiți. Apostolul Pavel spune unei biserici, vă rog frumos să vă rugați pentru mine, ca ori de câte ori deschid gura să mi se dea, cine să-i dea cuvânt? Sunt îngeri care pleacă și vin. Iau rugăciunile noastre și le duc ca tămâia înaintea lui Dumnezeu, dar fac și invers, aduc de la Dumnezeu încredințări, aduc mesaje, aduc înclinarii pe care nu le poți explica de ce dintr-o dată vrei așa. Parcă cineva te împinge spre aia și nu spre altceva. Noi nu aduc Duhul Sfânt, sunt îngeri care sunt în viața ta. Certitudini și speranțe de nașterea Domnului Iisus. Ești în planul lui Dumnezeu. 2. Nu uita că Dumnezeu are la dispoziția Lui niște făpturi de rang înalt, care n-au părăsit pământul niciodată, ci îngerii Domnului și îngerul Domnului tăbărește în jurul celor. Binecuvântat să fii, Doamne, pentru îngerii care sunt în dimineața aceasta aici. Binecuvântat să fii pentru îngerii pe care ne le-a dat fiecăruia dintre noi încă de la naștere. Binecuvântat să fii, Doamne, pentru grija pe care ne-o porți prin îngerii Tăi. Amen. Și ajută-ne să ne lăsăm mai ușor sub călăuzirea Ta prin ei și îți mulțumim că ne-au scos din atâtea și atâtea necazuri. O altă certitudine pe care o avem în sărbătoarea aceasta. Căci niciun cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu nu este fără putere. 700 de ani de la Isaia, 2000 și ceva de ani de la cel care avea ochii deschiși, profetul din Geneza și din Numeri. Și lumea a zis, da, nu se întâmplă nimic. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu cade fără să se împlinească. Domnul Iisus spune, n-am venit să stric ce a fost până acum în revelația lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că cerul și pământul acesta va trece, dar nici o iotă ieșită de la Dumnezeu nu rămâne neîmplinită.
s-a împlinit cu Zaharia, s-a împlinit cu soția lui, fecioara, s-a împlinit cu Iosif. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Sunt unele care încă nu sunt împlinite, dar nu înseamnă că nu se vor împlini.